Bună ziua, meciul, normal, tot a fost, am câștigat, un meci ușor, spunem așa pentru noi, nu vreau să supăr adversarul, dar asta e. Multe goluri, sper că spectatorilor tot le-au plăcut, am oferit timp de joc mai mult la băieții care mai lipsesc, mai puțin joacă când meciul cel decisiv, de exemplu Alexandru Onică, acum mai sunt alți băieți, și mergem înainte, 3 puncte pentru noi. Asta a fost o glumă? Nu, dar ce glumă, într-adevăr. Despre ce anume? Despre Alexandru Onică. Alexandru Onică, nu, un jucător, cred că e o glumă, un jucător cu un potențial enorm, cu să spunem, experiență bogată în lumea fotbalistică. Că, într-adevăr, nu poate să ne bucure permanent cu prezența lui și de asta când vine ne stăruim să-i facem să creăm toate condițiile ca el să vină mai des, poate, la meci. Câte goluri ai marcat astăzi? Eu? Unu, da, frumos. Adversarul nu v-a pus probleme? Mari nu. Nu vreau pe nimeni supăr, iarăși îmi pare rău, de exemplu, pentru că Gagauzi cred că a făcut un drum lung și adică să vii să arăți așa un joc. Bine, fiecare echipă se confruntă cu greutăți anumite și nu știm. Noi ieșim, ne facem lucrul nostru și nu ne interesează problemele adversarului. Nu trebuia să fii cumva și la în lotul selecționat de fotbal, pentru că ai jucat la naționala de fotbal. Am fost cândva, gata, să probabil antrenorii cred că nu văd în mine cu ce pot ajuta selecționata, sunt alți băieți, le urăm succes. Le felicităm în primul rând cu victoria de ultimul meci și totodată să le dorim succes la deplasarea următoare. Ce șanse are Moldova în această grupă? Cu Spania și Cipru. Și deja a ratat un meci bun cu Cipru, dorim succes. Eu dacă nu particip în futsal, deja nu urmăresc, nu tare nu mai țin. Mine futbolul e ca aici, mă interesează mai mult.